Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi nu ești cum un Farming Simulator 19 și un mod showcase pentru voi. Deci avem aici toate modurile clas pe care le am eu. Nu cred că sunt toate, poate am mai scăpat 1, 2, dar sunt tot ce am găsit eu, de la Large Tractor, Medium Tractor, la Small, nu cred că aveam nimic ca să... Sorry. Mai vedeți acolo în spate de tot un tir și niște remorci. De fapt sunt două tiruri, dar unul nu se vede. Un plower și multe, multe tractoare. O să le duc pe rând de aici, fiindcă am niște lăguleanu cu ele. O să le prezint cum se trebuie. Nu le știu eu pe fiecare așa, dar totuși, ok, bun. Hai să vă le arăt la garaj. Astea sunt toate nebunile. Avem aici mare BMW. BMW, auzi? Mamă, mă bateți dacă sunteți fan Mercedes. Nebunii de astea și evident că le-am închiriat, adică nu le cumpăram pe toate, că am eu 1 milion acolo, dar totuși nu vreau să dau faliment. Și multe, multe tractoare. Ok, hai să vi le prezint pe rând. Deci, o să intrăm la Medium Tractor și le găsim în spate de tot la mods. O să vă pun în descriere un video mai vechi în care tot așa am prezentat utilajele astea clas și le puteți lua de acolo din descriere, fiindcă dacă stați din nou să le caut pe fiecare, m-ați vedea cu barbă și nu cred că vedeți chestia, nu vreți să vedeți chestia asta. Deci, avem prima dată un Ores 220 de cai putere. Și apropo, am lăsat toate tractoarele, le-am lăsat default aici și n-am umblat mai deloc. Adică puteți să faceți multe, multe schimbări. Mi se pare că aveam și un pitch pe acolo, nu știu cum să-i zic, dar în fine. Și da, ăsta e primul Ares, avem încă un clas RS, nu știu cum să-i zic, bă, deci sunt mulți și mie, deci îmi place clasul cel mai mult dintre firme. În fine, bă, da, e firme, ratul LOL, okay. Mai avem pe aici wheel setup care se duc destul de multe, avem și duble, holy fuck, la medium tractor să ai așa ceva și duble pentru fertilizator, genial. Pe aici mulți engine setup. Care au fost două. Anticapa de dimineață, boys. Ok. Și aici nu cred că mai avem niciun clas pe lângă. Ok, nu mai avem niciun clas. Dar la Large Tractors avem o groază de clasuri și mă refer la tractoare. Uite atent. Avem prima dată un Xerion frumos care putem să îi schimbăm wheel setup-ul. Și are multe nebunii la wheel setup. Avem jet. Când arată rău, not bad, cu 530 de cai putere și 40 de km pe oră. Bă, 40 de km pe oră pentru șenile e super bine. Acum, mai mergem o leacă și găsim un Axion frumos. Culorile de asemenea puteți să le schimbați, avem cu alb frumos, dar verdele astea e special pentru clas și nu o să-l schimb. Iar multe cauciucuri wheel setup-ul care puteți să-l puneți cu greutăți, duble chiar, și arată super mișto. Un design care nu-mi dau seama la ce schimbă. Ba da, uite țeava de echacament aici. Nu știu, o face mai chrome, I don't know. Da, uite, chrome și negru, ok. Și engine setup-ul care văd că se duce destul de mult. Și la maxim avem 445 de cai putere și 50 de cai putere. 445 de cai putere, cum ziceam, și 50 de km pe oră, ok. Și costă 294.000 de hero, da, e ok pentru un large tractor și e și puternic, nu aveți ce comenta. Acum, încă un... asta au nume, zici că e numele lui bunic, uile. O să vă las pe voi să-l citiți, eu nu mă bag la creație așa de departe. Avem un engine setup care se duce în 646 de cai putere, holy fuck, da, și dai 77.000 de euro în plus, adică totuși. Și poți să îl lărgești cu 3 metri mai încolo, adică ar fi super mișto, iar dacă aveți modul cu real mod și când plouă, e super folositor pe scurt. Acum, vreau să le iau, uite așa mai repede, fiindcă sunt destul de multe și, da. E, uite, ăsta pot să-i dau înapoi culoarea clas și o să arăta frumos cu un negru, dar nu negru, de ăsta. Aia, las un gri, se potrivească. Avem 435 de cai putere și dacă dau engine setup-ul la max, se duce în 630. Îmi place că îi se ridică botul. Nu știu dacă observați, dar îi se ridică botul acolo în față, deci e super mișto. Mai avem aici wheelband și wheel setup, care merge destul de bine. Okay. Mamă, deci mai avem, băieți, chiar mai avem. Dacă vreți, dați puțin mai în față, mă găsiți voi minutul.
Aici avem, deci vreau să zic pe scurt, wheel setup-ul care tot așa se mișcă. Ăsta este, mi se pare cel mai mișto și la asta știu că poți să pui greutăți. Da, mă, da, uite-l. Genial. Genial. Și ăsta nu știu ce face, dar e super mișto. Și mai aveți pe aici și niște setări, nu știu, are multe opțiuni, nebunia asta. Multe rău. Încă un acțion cu șenile pe spate, arată super amazing. Încă un Xerion, care în NG setup se duce 330 de cai putere. Mă, ăsta e așa mai pătrățos, boys. Casă, și n-arată rău. Chiar n-arată rău, și aici cu setup duble. Ok. Și cam atât cu clasurile de aici. Mai am să vă prezint câteva din partea asta. Avem niște merțane. Scuze că am zis Mercedes umana din aurea. Am pare scuze. Avem NG setup care se duce în 775 de cai putere, dar ce trage ăsta, mă? Ce trage ăsta? Are cai acolo ascunși, ok. Și niște wheel setup-uri care trebuie să dau, uite așa, ca să... sunt blocate. Lucky. Și de asemenea puteți să mai schimbați culorile, am uitat să vă zic. Cam așa, dar doar cele de la roți, un merge mai prost. Și mai avem unul pe care aveți, nu e legat deja în spate. Și arată ceva de genul ăsta, tot la fel, puteți să schimbați culorile sus, toate nebunele. Uite ce mișto arată pe ăsta. Opa. Opa, și las făcut merțan, în sensul adevărat al cuvântului, ia uite. Hop, și avem 625 de cai, de cai de putere, cai de putere. Și nici nu costă mult, 140.000 de euro. E ok, plus remorcile astea pe care vi le-am arătat eu sunt cam aceleași, numai că pe gen au dimensiuni diferite. Și nu cred că au autoload. Asta e un mic mai prost. Aici puteți să mai schimbați roțe. Ok. Culorile. Oh my god, ok. Acum hai să le încercăm și pe rând. Am stat destul de mult în garajor, zic și eu. Mamă, 6 minute în garaj. Wow. Wow, ok. Și da, cam astea sunt toate nebunile. Dacă mă apropii acolo am un lag destul de măricel. Și după ce că eu nu prea mă împăcam, că am un PC destul de slab. Da, e destul de bine, îmi place că sunt foarte detaliate. O să vă las în descriere un link către acel video ca să le luați de acolo, fiindcă le-am lăsat mai de mult într-un video mai vechi și am zis să-i fac un mic din nou review. V-am zis că merită mod showcase, bam bam, v-ați prins. Și da, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Să nu uitați de acel butonaj de like, să vă abonați, fiindcă 90% dintre voi nu sunteți abonați. Abonați-vă, mă, că plâng, mă. Plâng, ok. Și n-am încercat chestiile astea din spate, dar o să le vedeți acolo pe video, am făcut ceva mult mai mișto acolo. Și da, eu v-am lăsat, să nu uitați de serverul de Discord și v-am pupix, băi, pa, pa!